abia ne plecăm amândoi, Dragoane. Da, 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 ok, n-am mai jucat de la 18 ani. Dar zic eu că e greu, tata, să nu știu. E greu. L-am văzut la Galați, fiind în echipele de copii. Am ales fotbal, nu știu că dorința mea a fost să fac fotbal. Ca copil pe vremea aia l-am ascultat. Uite, vezi, profesor. S-a dus spre fotbal. Și zic eu că n-a făcut o greșeală, pentru că hockey-ul l-a ajutat foarte mult. Intuiția, viteza, experiența hockeyistică a pus amprenta și pe fotbal. Pe gheață mai ieșeau o crosă, mai ieșeau o bătaie, era o bătaie, era altceva. La fotbal era nimic, da. Unde ar fi ajuns Dănuț Lupu ca jucător de hockey dacă ar fi continuat să facă hockey și nu fotbal? 100% la echipa națională ar fi reprezentat cu cinste, mai ales că fizicul ar fi ajutat extraordinar de mult și tehnica câștigată și la fotbal și ca copil și, de fapt, cum sunt toți gălățenii, foarte talentați. N-aș fi reușit performanța pe care l-am făcut în fotbal, dar și am un jucător bun. Nu aveam telefoane, nu aveam Facebook, nu aveam... Duminica, dacă vreau, ne scuteam prietenii la patinoar, nu ne duceam în altă parte, că nu aveam unde. Hockey a fost sportul care mi-a plăcut cel mai mult.